Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să... Până dimineața la cafea, 4 ianuarie 2022, un an care sperăm că va fi mai bun din punct, măcar din punctul de vedere al drepturilor și libertăților cetățeanului. Ce s-a întâmplat pe 4 ianuarie din punctul nostru de vedere, iarăși într-o scurtă istorie subiectivă, de data asta mai scurtă ca altă dată? Păi să ne aducem aminte că în 1926 Parlamentul României, da, exista Parlament, a votat îndepărtarea prințului Carol, viitorul rege Carol al II-lea, de la succesiune. Se chema actul de la 4 ianuarie. Și recunoștea pe prințul Mihai ca principe moștenitor al României. Interesant e de ce prințul Carol a fost îndepărtat. Vă aduceți aminte, poate, că în primul război mondial, când el comanda un regiment din Neamț, dacă nu mă înșel, eu sper că nu mă înșel, a plecat cu o mândră și s-a căsătorit undeva pe teritoriul actual al Republicii Moldova, căsătorie nerecunoscută de Casa Regală. După care s-au plătit niște bănuți, s-au rezolvat lucrurile și prințul Carol s-a îndrăgostit din nou. Atunci, pe vremuri, se găseau soluții ca mândrele care gravitau în jurul șefilor să fie cumva liniștite, domolite. Nu s-a reușit în totalitate cu Carol al II-lea și cu Lupeasca, dar trebuie să reținem ceva. Vremurile au evoluat, mândrele nu mai sunt îndepărtate, nu te mai căsătorești cu ele în Republica Moldova. În schimb, poți să le găsești un loc de muncă bun în zona cotrocenilor, în zona guvernului și toată lumea este mulțumită. Mergem mai departe. Ce s-a mai întâmplat pe 4 ianuarie? Păi să spunem că în 68, da, Sputnik 1, primul satelit artificial al Pământului, spune aici cineva, lansat de Uniunea Sovietică în 57, se prăbușește pe orbită pe Pământ. E, mai erau și mici greșeli la vremea aceea. În fine, un om pe care trebuie neapărat să-l omagiem, pentru că s-ar putea ca invenția lui să poată fi folosită nu numai de nevăzători, deci lui Braille, inventatorul alfabetului care îi poartă numele, da, s-a născut în 1809, alfabet care ar trebui de acum extins cel puțin la nivelul Parlamentului României, dar și la nivelul europarlamentarilor, al reprezentanților europeni în România, pentru că poate așa reușesc și ei să citească documentele la care fac referire. Sunt foarte mulți parlamentari care, probabil din cauză de miopie, votează legi fără să știe ce conțin și poate în felul ăsta, mă rog, mai stinge lumina când mai are el, învață să și citească. Cam atât despre ziua de 4 ianuarie și să ne întoarcem la oițele noastre locale. Pentru că avem, slavă Domnului, destule lucruri de discutat. Păi, în primul rând, mi-am uitat notița cu subiectele pe masă, dar nu mai contează. În primul rând, să vorbim despre un partid nou, jucăuș, care își caută, ca să spunem așa, drumul și în județul Neamț. Partidul acesta, o să te rog să nu dai nimica până nu-ți spun eu, partidul acesta se cheamă, dacă nu mă înșel, Alianța pentru Patrie. Și Alianța pentru Patrie mai nou are și sediu în Piatra Neamț deocamdată, dar probabil
astăzi la Piatra Neamț, mâine în tot județul. La Piatra Neamț, undeva, facem reclamă, în zona unei școli de șoferi, da? Care are conotații în denumire coreene, așa? Și partidul respectiv pare să fie extrem de vioi. Este atât de vioi încât l-a găsit și pe un fost șef al altor două partide în Neamț, domnul Mihai Fărcășanu. Dacă nu vă mai aduceți aminte, o să încercăm noi. Pune un pic, te rog, poza domnului Fărcășanu. Da? Deci domnul Fărcășanu, șef de partid, puțin își mai aduc aminte că a fost pe la un partid noua generație, CD, parcă se chema, a domnului Becali, care acum ne anunță că vinde tot, inclusiv palatul, ca să se mute într-un alt palat, dar de data asta spiritual, când nu mai înjură pe la televizor. Da, asta e un alt gen de spiritualitate. După care a făcut o figură frumoasă în alegeri în 2012 cu PPDD-ul lui Dan Diaconescu. Ce vremuri! Ce vremuri! Deci, domnul Mihai Fărcășanu a ajuns la Partidul pentru Patrie. Ei bine, nu știm dacă e o întâmplare sau nu, dar Partidul pentru Patrie, unde domnul Fărcășanu este președinte executiv, a avut niște acțiuni, cel puțin mediatic, despre ele s-a vorbit, cel puțin într-o publicație nemțeană. Te rog, dacă poți, acum, da, să schimbi un pic. Ce bucurie le-a făcut copiilor echipa Alianței pentru Patrie Neamț? Este o fotografie cu membrii echipei, în mijloc e și domnul Fărcășanu, e undeva și doamna Emilia Arcan, dintre personajele mai cunoscute din acest partid. Undeva în spate tronează și poza lui domnului Dragnea, care nu are voie să facă politică deocamdată, dar sprijină un partid în mod direct, vizibil, de la televizor, lucru care, nu-i așa, nu poate fi sancționat de nici o lege. Bun. Ei bine, după această postare, o cititoare extrem de atentă ne-a trimis, o să te rog să mă lași să văd până găsesc exact, ne-a trimis un material, dacă reușesc eu să-l găsesc. Da. Deci, acum o să te rog să dai, poți să treci pe tot ecranul dacă vrei. Ne-a trimis un material referitor la această campanie umanitară făcută de Alianța pentru Patrie, filiala Neamț. Partidul lui Dragnea face campanii umanitare fictive și le ilustrează cu poze furate. Alianța pentru Patrie, partidul pe care Liviu Dragnea și Codrin Ștefănescu îl promovează, face o gafă de proporții și un gest incalificabil, pretizând că oferă cadouri, daruri de Crăciun copiilor și le ilustrează fotografii făcute acum câțiva ani în cadrul unor acțiuni caritabile ale unor organizații din Republica Moldova. Și se vorbește despre Neamț, se dă numele unei instituții de presă care a publicat cel mai probabil la comandă acest material și spune așa că la prima vedere pare o acțiune absolut firească de partid care nu ar fi atras atenția dacă fotografiile care ilustrau campania caritabilă n-ar fi fost de fapt furate din publicații de peste prut. Mai mult, fotografiile realizate de presa Republicii Moldova poartă în anunțul făcut de APP Neamț sigla partidului lui Dragnea. Și aceeași cititoare ne trimite materialul original, ca să spunem așa. Ia să vedem noi un pic, să mărim. Deci, Moldnova se cheamă publicația, fă-l mare, te rog. Moldnova, de la Prut la Nistru, se vede fotografia cu copiii, este aceeași
care apare și la așa, și spune: acțiuni de binefacere la sfârșit de an în Republica Moldova, 2 decembrie 2016, semnează Natalia Muraru. Și apare fotografia respectivă, frumos. Na. Ce să spunem? Mai vedem că o altă parte a fotografiei respective cu cadourile a apărut în publicația timponline.ro, care, sub semnătura Cristianei Sabău din Bistrița, vorbește despre 2500 de pachete de Crăciun care vor ajunge la copii, bătrâni și familii defavorizate. Asta e. Acum, problema e cine a făcut această șmecherie și dacă este o șmecherie de presă, ceea ce mă îndoiesc, cred că este o șmecherie de partid, dar asta este o altă problemă, care a fost ghișeptul, scopul să faci așa ceva? Să crești imaginea unui partid pe niște chestii contrafăcute este contraproductiv, ca să spun așa. Dacă partidul, așa cum susținea ieri doamna Emilia Arcan, nu a transmis niciun fel de comandă pentru acest material, atunci trebuie să căutăm în curtea publicației. Dar spun din nou, mă îndoiesc că cineva ar putea face lucrul acesta. Nu cred, sub nicio formă. Da, asta e. În schimb, partidulețul, plin de oameni cu experiență politică, ați văzut, Emilia Arcan, PSD, fost președinte al Consiliului Județean, senator al României, apropiat a doamnei Dăncilă, nu neapărat că asta ar reprezenta un lucru foarte bun, dar așa, acum președinte la filială, domnul Fărcășanu, un apropiat al domnului Becali, ceea ce este, nu e așa un lucru foarte bun, un apropiat al domnului, Dan Diaconescu, ceea ce iarăși este un lucru bun, un apropiat al domnului Gigi Ștefan, Gheorghe Ștefan, zis Pinalti, ceea ce este un lucru și mai bun pentru noi pietrenii, deci oameni cu asemenea cu asemenea anvergură, să facă o asemenea gafă, e cel puțin jenant, e de rușinică, ca să spunem așa. Bun. Mergem mai departe. Că nu vă ținem mult, v-am spus că anul ăsta o să încercăm să facem emisiuni mai scurte când nu avem invitați și să mergem spre alte subiecte. De exemplu, acum câteva minute, adică vreo 44, pe site-ul Mesagerul apărea un material pe care îl puteți citi. Îl puteți citi cu atenție, pentru că materiale de genul ăsta trebuie citite și înțelese. Dar trebuie în primul rând citite. Ți-a plăcut debirocratizarea dacă sancțiune nu e? Nimic nu e, parafrazându-l pe regretatul Preda. Anul nou ne-a adus în dar legea 267 din 9 noiembrie per 2021. Intrată în vigoare de la 1 ianuarie. Nu chiar de la 1, dar mă rog. Fluxurile și portarele de știri s-au întrecut în a lăuda actul care interzice instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale, și acum cităm, să solicite persoanelor fizice și juridice în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale. Adică, te duci, ai o problemă și ai nevoie de niște acte. Teoretic, cel de la ghișeu sau cel de pe la ghișeu online, nu ți le mai poate cere. Sau dacă ți le cere, îi spui, ia uite tu bă acolo și vezi cum e. Numai că, și aici trebuie citit materialul, se face o scurtă istorie a debirocratizării post-ceaușiste,
care trebuie citită, da? Numai că această, să-i spunem, completare, lege, de fapt e o lege, da? Această lege are o problemă. O problemă sesizată de colegul Cosma, zis și Viorel, care spune în finalul materialului: nu sunt prevăzute sancțiuni pentru instituțiile și organele care nu respectă legea. Iar dacă sancțiune nu e, nimic nu e. Și mi-închipui un dialog între un cetățean care se duce și un băiet care nu citește legea, a primit de undeva o hârtie și s-a spus: băi, vezi acolo, trebuie să nu mai ceri, dar el știe că dacă nu are hârtiuța și șina, nu poate să rezolve. Și cetățeanul zice: știți, hai mă mălăș, du-te mă și adu hârtiile alea. Păi știți, dar legea, care lege mă? Ce lege? Mie trebuie să-mi aduci dosarul. Nu mi-aduci dosarul, hai tipa. Și tu te duci ca omul, faci o reclamație la șeful lui. Era să uită pe reclamație, zice: da, da, vă mulțumim, vă mulțumim că ne-ați sesizat. Vă mulțumim, vom lua măsuri. Ce măsuri să ia dacă nu sunt sancțiuni? Ce măsuri să ia dacă nu sunt sancțiuni? Da, vă invit să citiți materialul, pentru că o să vedeți care sunt rădăcinile țepei, cum a mai existat un fel de, tot așa, încercare mult mediatizată pe vremea domnului, fie amintirea întotdeauna pomenită cu respectul cuvenit după tragedia de la Colectiv, adică domnul Cioloș, deci, în care se vorbea de reducerea eforturilor de procurare a documentelor în vederea obținerii serviciilor publice, precum și referitoare la facilitatea interconectării bazelor de date între instituții publice. Citind frazele acestea de lemn, îmi venea instantaneu să fac un semn internațional pentru toți europenii. Dar lăsăm și asta deoparte, pentru că nu e așa. De acum avem instituții publice debirocratizate. Ele sunt, nu știu dacă ați observat, toate instituțiile astea publice sunt sau deconcentrate sau descentralizate. Acum sunt și debirocratizate. Mă rog, să fie odată, poate vom reuși să le avem și decretinizate. Dar până atunci așteptăm. Cine știe, într-o viață viitoare. Bun. Și încheiem, ca să spunem așa, cu podul de piatră care s-a înălțat. Mulțumim cititorilor care au grijă să ne aducă tot felul de informații vis-a-vis de respectiva lucrare. Eu vreau să vă spun doar atât, că am solicitat ieri purtătorului de cuvânt de la Consiliul Județean câteva informații absolut firești. Absolut firești. Băi, ce aveți voi acolo? Aveți în plan ceva? Aveți planuri? N-aveți planuri? Faceți pod? Nu faceți pod? E bine? Nu e bine? Am primit exact aceleași răspunsuri pe care le primesc românii când întreabă dacă în anul acesta vor reuși să trăiască mai bine. N-am primit niciun răspuns, nici măcar unul negativ. Nici măcar unul care să spună: bă, nu vrem să vă spunem că nu ne place ochii voștri. Uite așa, mă, na. Nu ne place ochii voștri. Sau ne place ochii voștri, sau, mă rog, alte asemenea lucruri. Pentru că, nu e așa, Consiliul Județean este o instituție la purtător. De fapt, nu la purtător, greșesc aici, la purtători. Că sunt câțiva purtători. Purtătorul principal, de fapt, nu este el care pune opreliști.
Există o grupă acolo de 5 persoane care stau și se joacă de-a... Hai să vedem pe cine mai părâm astăzi, hai să vedem cui punem bețe în roate, hai să vedem cum mai putem noi să închiriem un spațiu la stadion ca să facem nu știu ce șmecherie, hai să vedem noi ce mai facem. Niște băieți care se joacă cu combustibilul, nu cu focul. Focul, avem pompieri, cu combustibilul, dar mai vorbim. Acestea fiind zise, să fiți iubiți, să fiți sănătoși, un an bun, nou, cu facturi micșorate. Apropo, nu închide, Bogdan, nu închide. Ați auzit că facturile încep încet, încet să bată COVID-ul? N-ați auzit? Păi primarul de Giurgiu a anunțat că a trimis 3.000 de elevi să învețe online pentru că n-are bani să plătească facturile la căldură. Și că i-au venit facturi așa de vreo 230 de milioane de lei, nu știu dacă pe unitatea școlară sau per total, dar au zis că n-are bani să plătească și preferă să-i țină pe oamenii în online. Deci, cred că este premieră mondială. COVID-ul bătut de facturile la agentul termic. Deci, ce mai atâtea vaccinuri și alte lucruri? Pur și simplu vorbim cu băieții, mai măriți odată facturile și toți elevii o să învețe în online. Am întrebat la primăria Piatra Neamțier dacă se pune problema de așa ceva și la noi și am fost asigurați că nu. Că la noi lucrurile sunt sub control. Bine că facturile sunt sub control, măcar în domeniul acesta. Deci, acum chiar încheiem. La revedere, cele bune!